În religia și mitologia Greciei antice, zeița iubirii, frumuseții și a fertilității era Afrodita. Aceasta este unul din cei 12 zei care trăiau în vârful muntelui Olimp, adică cei 12 olimpieni. Romanii o identificau pe Afrodita ca zeița lor Venus. În Iliada lui Homer, despre Afrodita, se spune că este fiica lui Zeus și a lui Dione, un titan. Alte povești dezvăluie cum a apărut Afrodita din spuma mării, în apropiere de insula Citera. De acolo, Zefirus, vântul de vest, a purtat-o cu blândețe pe o scoică în Cipru. Acolo, oraie, anotimpurile, au întâlnit-o, au îmbrăcat-o și au adus-o la zei. Fiecare olimpian, chiar și Zeus, își dorea ca această frumoasă zeiță să-i fie soție. Unele povești spun că Afrodita a fost prea mândră și i-a respins pe toți. Pentru a o pedepsi, Zeus a făcut-o să se căsătorească cu Hephaistos, zeul șchiop și urât al focului, metalului și al metalurgiei. Acest meșteșugar i-a construit un palat splendid în Cipru. Afrodita avea mulți amanți, inclusiv Ares, frumosul zeu al războiului. Copiii ei cu Ares erau Armonia, gemenii războinici Phobos și Deimos, dar și Eros, zeul înaripat al iubirii. Întotdeauna dornică să-i ajute pe iubitorii aflați în dificultate, Afrodita îi pedepsea, la fel de rapid, pe cei care se opuneau chemării iubirii. Eros trăgea cu săgeți de aur în inimile celor pe care mama lui a vrut să-i unească în căsătorie. Afrodita avea, de asemenea, un brâu magic care îl făcea pe purtătorul său irezistibil și pe care uneori îl împrumuta altora. De multe ori, Afrodita i-a batjocorit pe Zeus și alți zei, făcându-i să se îndrăgostească de fecioare muritoare. Tocmai de aceea, Zeus a hotărât ca Afrodita să se îndrăgostească de Anchises, un păstor al Troiei. Din această uniune s-a născut Eneas, strămoșul mitic al poporului roman. Un alt mit celebru despre Afrodita povestește despre judecata lui Paris. La un ospăț de nuntă, zeița Eris, al cărei nume înseamnă ceartă, a aruncat un măr de aur inscripționat pentru cei mai frumoși. Trei zeițe, Hera, Atena și Afrodita, au pretins că sunt cele mai frumoase, astfel că merită mărul. Pentru a rezolva problema, Zeus l-a desemnat pe Paris din Troia să judece care dintre cele trei zeițe era cea mai frumoasă. Toate trei au încercat să-l mituiască cu daruri. Hera cu putere regală, Atena cu putere militară, iar Afrodita cu dragostea celei mai frumoase femei. Paris i-a acordat mărul Afroditei. În schimb, aceasta l-a ajutat să o câștige pe frumoasa Elena, considerată cea mai frumoasă dintre muritoare. Acest fapt a dus la izbucnirea războiului troian. Afrodita a fost venerată în principal ca zeița iubirii și fertilității umane. De asemenea, Afrodita a fost venerată la scară largă ca o zeiță a naturii. Pentru că a apărut din mare, marinarii o invocau pe Afrodita pentru a calma vântul și valurile. Poeții Greciei antice îi aduceau deseori laude zeiței iubirii. Sculptorii clasici au creat numeroase figuri cu Afrodita. Cea mai celebră statuie a Afroditei din cele mai vechi timpuri a fost cea sculptată de Praxiteles al Atenei.